să zicem. Cu voia dumneavoastră, vă arăt unul dintre rarele interviuri acordate de cea care v-a stat alături 55 de ani. Nu cred că o să facă bine, dar mă rog, a fost opțiunea ta. Aș vrea să le arăt oamenilor femeia puternică care a fost întotdeauna alături lui Tudor Gheorghe. Și mi-a spus atât de frumos, eu nu cred că o femeie trebuie să stea în spatele unui bărbat puternic, ci alături de el. Mi-a făcut mare plăcere să o cunosc pe doamna dumneavoastră. În 2016, când v-ați lansat prima carte, vă dau un an din viața mea. Haideți să urmărim interviul. Mi-a fugit dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Când ați citit cartea? Între timp. În timp ce era scrisă chiar, pentru că soțul meu uneori mai cere păreri, nu înseamnă că și ține cont de ele. Dar mai întreabă dacă este bine ce a scris pentru ziua respectivă sau dacă mi se pare mie că nu. Rare ori mi s-a părut că ar mai trebui ceva în plus, pentru că el este un om atât de complet, ca om, vreau să spun, este atât de complet, încât ceea ce scrie îl reprezintă. După 51 de ani de carieră, mie un an din viața maestrului Tudor Gheorghe mi s-a părut puțin pentru noi. Dumneavoastră v-a dăruit foarte mulți. Ce l-ați încurajat să facă după această carte? Draga mea, eu nu îl încurajez nimic. Noi suntem acasă, suntem soț și soție și, sigur, și pe stradă și în rândul prietenilor noștri. Dar în ceea ce privește meseria, fiecare și-a făcut meseria absolut cum a crezut el și pe picioarele lui. Eu sunt actriță, sigur că acum sunt pensionată, dar tot actriță rămân. Chiar astăzi am refuzat un rol care mi s-a propus, pentru că consider că nu mai pot să am atât de multe emoții cum aveam înainte, în vremuri când eram mai tânără. Deci eu sunt actriță și toată viața mi-am făcut meseria numai pe picioarele mele, nu m-am împins soțul meu din spate și nici eu nu l-am împins pe el niciodată din spate. Se spune, știu, că în spatele fiecărui om important se află o femeie. Este și nu este adevărat. Femeia de foarte multe ori se află lângă el și nu în spatele lui și m-am bucurat întotdeauna să fiu alături de el. Fiecare cu personalitatea lui, cu viața lui profesională. Viața noastră de familie este cu totul altceva și nu ne amestecăm niciodată. Cred că este mult mai bine așa. Poate ai observat că nu m-am dus în față să vorbesc, nu mi-a plăcut să stau în față, în primul rând, pentru că nu este rolul meu acesta. Eu sunt aici invitată, ca și tine, frumoasa mea. În carte apăreți de multe ori? Da, apar mai des în carte, pentru că vrând nevrând fac parte din viața lui zilnică de 50 de ani. Chiar luna asta, acum 50 de ani, ne-am hotărât noi să rămânem împreună pentru un timp oarecare. Pentru că el era foarte tânăr, eu eram deja de vreo 3 ani în teatru, deci eram actriță cunoscută și eram o vedetă, jucasem Cenușăreasa, deci eram vedeta. Și el urma să plece, a venit în teatru și urma să plece în armată. Și am zis, armata nu se știe ce se întâmplă, ochii care nu se văd se uită. Dar până atunci să rămânem împreună, să fim fericiți. Am fost fericiți și după ce a plecat am plâns atât de mult încât am zis, nu se poate să ne despărțim. Și se pare că și el pe acolo, pe plaiul de Moldovene, unde și-a făcut armata, se pare că și el a constatat același lucru, că nu se poate să ne despărțim. M-a impresionat foarte mult această întâlnire cu soția dumneavoastră atunci în octombrie 2016. Dumnezeu să o odihnească. Am remarcat toate calitățile pe care le-ați enumerat mai devreme. Eleganță, rafinament, discreție.
în ochii doamnei, în dialogul cu doamna dumneavoastră. Din păcate, sunt peste 60.000 de familii de români care au pierdut pe cineva drag în această nenorocită de pandemie, care sperăm să se termine. Da. Și sunt sigură că îi veți dedica doamnei viitorul spectacol, care nouă ne va aduce bucurie. Atunci când am postat pe Facebook, la un an de la moartea ei, câteva propoziții, am primit peste 1200 de mesaje. Și unul dintre ele, chiar m-a emoționat și chiar mi-a plăcut, spunea, nu știu cine, un om, un român, maestre, să vă treacă mai repede, să vă alinați mai repede durerea ca să ne puteți alina pe a noastră. Și abia aștept, prin spectacolul care îl fac, să contribui cât pot de puțin la alinarea suferinței, măcar cât stau în sala de spectacole cei care vor veni, să uite de pandemie, să uite de prețuri, să uite de război, să uite de tot și timp de 2 ore să simtă că trăiesc real și frumos și cald. O poveste de dragoste de 55 de ani, nu mult se pot lăuda cu asemenea performanță. O echipă se construiește greu, se păstrează greu. Care ar fi secretele unei căsnicii de succes de 55 de ani? Eu știu, cred că înțelegerea reciprocă, faptul că nu ne-am mințit, faptul că ne-am iubit într-adevăr foarte tare, ne-am înțeles foarte bine. Problemele profesionale, așa cum spunea și doamna Geta în interviu cu tine, le-am lăsat totdeauna la intrarea în casă. La noi în casă nu se vorbea despre artă, despre... Nu. Acolo eram soț și soție, aveam grijă de unul de altul, mai târziu de copilul nostru, de băiatul nostru. Și atât a trecut viața. Și mi-este foarte, foarte greu. Vă cred și vă înțeleg, mai ales că ați iubit-o atât de mult și era o doamnă deosebită. Da. Da. Dar aveți fiul, aveți nepotul. Și mai am vestul, dacă nu aveam această capacitate extraordinară de a mă izola și de a mă refugia în muncă, pentru că în această perioadă am muncit enorm de mult, în această perioadă am făcut un spectacol din poezia domnului Arghezi, care va avea loc peste... când va avea loc. Este totdeauna, eu când am făcut spectacolele mele în permanență, am fost cu vreo 2-3 spectacole înainte. Eu acum fac acest spectacol, dar știu care va fi spectacolul din toamnă, care va fi spectacolul din primăvară anului viitor și spectacolul din iarna lui 23. Adică... Gândiți ca un șahist. Așa fac, da. Așa fac. De aia sunt liniștit din punctul ăsta de vedere. Și în această perioadă să-mi alin cumva suferința, durerea și m-am băgat așa, în muncă. Am terminat de scris o carte, mai am puțin și termin o carte de proză scurtă, care o să apară curând. După aia am terminat, mai am puțin și termin un roman. Am început să-mi put ordine în cărțile de versuri, care nu le-am publicat. Le așteptăm cu mare interes. Am foarte mult, mult de lucru. Și în clipa în care... M-a ajutat enorm de mult faptul că am muncit și, într-un fel, aveam în permanență imaginea ei, că am fotografiile puse la birou, puse și că mă lovesc de fiecare lucru din casă și mi-aduc aminte de fiecare lucru care l-am atins împreună. Dar asta este viața.